Să zicem cu toți încă o dată ca a slăvi și binecuvântat să fie Domnul. Dragi frați și surori, în dimineața aceasta este o temă ca în toată luna, promisiunile Domnului nostru Iisus Hristos. Și în dimineața aceasta este o promisiune așa de minunată, promisiunea că avem curățirea de orice păcat, promisiunea că avem iertare pentru orice nelegiuire, promisiunea că avem la Tatăl un mijlocitor, nu este un lucru minunat aceasta? Dar, cum am auzit deja și de săptămâna trecută, promisiunile lui Dumnezeu au și o condiție. Și m-am uitat peste textul din dimineața aceasta și am găsit aici în versetul 7 și aș vrea să-i dau citire. Spune aici așa, dar dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Pentru ca să avem parte de promisiunea aceasta a lui Domnului Isus Hristos, pentru ca să avem parte de, curăția, de curățarea de păcat, este nevoie mai întâi ca să trăim și să umblăm în lumină. Ce înseamnă lucrul acesta? Nu aș vrea să mă adâncesc prea mult aici, pentru că despre lucrul acesta s-a mai vorbit și săptămâna trecută, doar aș vrea să aduc aminte verset, capitolul 2 cu versetul 3 și spune Prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui, iar în versetul 9 spune Cine zice că este în lumină și urește pe fratele său, este în, încă în întuneric până acum. Deci trebuie împlinite poruncile lui Iisus Hristos, trebuie să avem iubire, trebuie să avem dragoste față de semenii noștri, ca să trăim în lumină și apoi vom primi iertarea păcatelor, curăția de păcat. Dar am văzut aici încă un punct care mai este între aceste două lucruri. Și spune, avem părtășie unii cu alții. Și am stat și m-am gândit un pic, oare la ce se referă lucrul acesta? Ce înseamnă a avea părtășie unii cu alții? Oare este aici vorba că ne adunăm în același loc, stăm aici două, trei ore împreună, în aceeași clădire și apoi ne vedem fiecare din nou, din drumul nostru? Ne vedem fiecare de viața noastră și nu ne mai interesează? Eu nu cred că este lucrul acesta. Eu cred că aici este vorba de o unitate între noi, o unitate care ne dă puterea aceasta ca să venim cu toți împreună înaintea lui Dumnezeu și să-L rugăm ceva. Să venim cu toți împreună în unanimitate înaintea lui Dumnezeu când avem nevoie de ceva. Să fim o unitate care să-L slujim pe Dumnezeu cu adevărat. Și mi-am mai pus și întrebare, oare de ce a scris Ioan cuvintele acestea? De ce a scris Ioan plicul acesta? Deci epistola aceasta. Și am citit într-o Biblie de studiu și acolo spunea că pe vremea aceea când a scris lucrul acesta, a fost o învățătură în Asia care a început să se răspândească și învățătura aceasta a gnosticismului avea câteva puncte care aș vrea să le enumăr. Primul punct spunea că cunoștința este cel mai important lucru. Dar totodată în punctul acesta spuneau că și Cuvântul lui Dumnezeu are un înțeles ascuns, care este deschis, care este de înțeles doar pentru câțiva puțini. Și nu toți pot să ajungă la cunoștința lui Dumnezeu. Apoi mai departe spuneau că existența răului în lume dovedește că nu poate exista doar Dumnezeu ca singurul creator al Universului. Pentru că Dumnezeu este bun, Dumnezeu este sfânt și Dumnezeu nu creează răul. Dar și ei au ajuns la concluzia aceasta, filozofia aceasta, că trebuie să existe mai mulți creatori dacă Dumnezeu nu poate să creeze răul. Ei nu au ajuns la, la concluzia că răul este absența de Dumnezeu. Și un următor punct spunea că întruparea lui Isus Hristos nu poate fi credibilă, pentru că un Dumnezeu sfânt nu are cum. Să, să devină trup, să devină carne, să devină uman, căci oamenii sunt păcătoși. Și învățăturile acestea l-au uh, silit pe Ioan atunci să scrie către biserici, să le aducă aminte de învățătura care i-a învățat din, de la început, să le aducă aminte că Dumnezeu are un standard, că Dumnezeu are o normă de la care el nu se abate. Că Dumnezeu este lumină și în El nu există pic de întuneric. Și noi, dacă vrem să avem parte cu Dumnezeu, trebuie și noi să umblăm în lumină. Și așa ajungem din nou la versetul 7, unde spune că dacă umblăm în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și aș vrea acum să vedem în 1 Corinteni, capitolul 12, și să citesc de aici versetul 12 până la 14. Spune aici Pavel așa. Căci, după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobos. Și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Astfel, Trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dragi frați și surori, asta înseamnă a avea părtășie unii cu alții. Împreună să alcătuim un singur trup al lui Isus Hristos, un singur trup a Bisericii lui Isus Hristos. Și într-un trup, Pavel aici explică că sunt diferite mădulare, sunt oameni diferiți. Biserica, pentru că avea unitate, nu, nu ne cere Biblia să fim ca în armată, toți la fel, toți în uniformă, toți în, într -o coordina, într -o, la, la o coordinată a lui, toți doar diferiți de un număr, ci Biblia ne cere, cu toate că suntem diferiți, unul este mână, unul este picior, unul poate că e ficatul, unul este rinichiul trupului, așa vorbind. Cu toți împreună noi trebuie să fim uniți, noi trebuie să ne acceptăm unii pe alții, să ne iubim unii pe alții, trebuie să suferim unii cu alții, să ne rugăm unii pentru alții. Acest lucru este cerut de la noi când ni se cere să avem părtășie unii cu alții. Cu toate că nu suntem la fel, dar în trupul nostru uman, dacă rinichiul este defect și este operat, este scos din trup, Trupul acesta, din, dacă lipsesc amândoi rinichi, cu un rinic cumva mai merge, dar dacă lipsesc amândoi, trupul acesta nu mai poate trăi. După câteva zile, moare. Dacă nu primește ajutorul medical, dacă nu pleacă la a, dializă, la spital. Sângele trebuie curățat, trebuie scos a, tot ce este toxic din el. Și mădularul acesta are funcția aceasta. Și... Tot așa, biserica, dacă lipsesc anumite madulare, nu poate funcționa. De aceea, noi trebuie să avem grijă unii de alții, noi trebuie să fim în unitate, să simțim unii cu alții. Dacă unul dintre noi este bolnav, noi trebuie să ne rugăm pentru această persoană. Dacă vedem că o persoană lipsește și nu mai vine la biserică, oare de câte ori ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat, Doamne Dumnezeule, n-am mai văzut pe persoana X sau Y, n-am mai văzut-o la biserică de mult? te rog frumos, lucrează acolo, adul înapoi în casa ta. Oare de câte ori am luat telefonul să-l sunăm, să vedem de sănătate, să vedem ce s-a întâmplat, să vedem de ce nu mai vine la biserică? Dragi frați și surori, trupul acesta a bisericii trebuie să funcționeze, trebuie să fie sănătos, dar pentru aceasta este nevoie de fiecare dintre noi. Este nevoie ca fiecare dintre noi să fie sănătos și să fie a ce a fost pus de Dumnezeu. Este un lucru greu de făcut. Este un lucru ușor de vorbit, știu, dar foarte, foarte greu de făcut. Pentru că pentru aceasta este nevoie de multă dragoste și aceasta vedem în Roman capitolul 16, versetul 2, ce are de făcut biserica. Spune aici așa, versetul 1 și 2. Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este de a bisericii în Kencrea. Să o primiți în Domnul într-un chip vrednic de sfinți și să o ajutați în orice ar avea trebuință de voi, căci și ea s-a arătat de ajutor multora și îndeoseb mie. Deci când unul din frați sau surorile noastre au nevoie de un ajutor, noi trebuie să fim aceia care să fim cu, cu, mâna largă, să fim aceia care suntem voitori de a ajuta, care jertfim din timpul nostru, poate, pentru a ajuta pe fratele sau pe sora care au nevoie. Apoi, în Coloseni, capitolul 4, cu versetul 3, Spune aici așa, rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri. Este nevoie de rugăciune unii pentru alții. Este nevoie de rugăciune ca slujbele în biserică să funcționeze, să meargă. Este nevoie de mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Și a fost spus lucrul acesta și la ora de rugăciune. Și este un lucru foarte frumos care îl facem. Rugăciunile pentru cauze, rugăciunile pentru familiile bisericii. Este un lucru extraordinar că avem harul acesta să-l facem. Și este chiar și o poruncă din partea lui Dumnezeu dacă ne uităm aici. Pentru că face parte din dragostea frățească, face parte din părtășia aceasta care ne cere Ioan. Cum am mai zis, este un lucru greu de făcut, mai ales pentru că avem, nu suntem toți la fel. Dar în Filipeni, capitolul 3, de la versetul 13 până la 16, spune aici așa, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și ar, aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă spre, pentru premiul chemării cereștea a lui Dumnezeu în Hristos Isus. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință, dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel. Amin! Dragi frați surori, în alergarea aceasta, în lupta aceasta care ne spune aici, trebuie să luptăm cu toții. Și de la absolutele Bibliei, de la adevărurile care le avem aici scrise în Biblie, nu avem voie să facem nici de cum rabat și trebuie în unitate să ne luptăm pentru premiul alergării noastre. Și dacă totuși sunt lucruri în care poate că nu suntem de o părere, este nevoie, cum spune aici, să ne rugăm ca Domnul să ne lumineze, ca Domnul să ne ajute ca totuși să fim în unitate, să pot, putem totuși să fim uniți și să luptăm lupta aceasta despre care vorbește aici. Iar în Coloseni, capitolul 3, de la 12 la 14, mai spune aici așa, Astfel, dar, ca niște aleșa lui Dumnezeu, sfinți și prea îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngătuiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Amin. Care este cel mai important lucru aici pe pământ, în lupta aceasta? Aici spune este dragostea, legătura de Dragostea aceasta a lui Hristos trebuie să o avem în inimile noastre ca să putem forma unitatea aceasta, ca să putem să avem părtășia aceasta unii cu alții, ca să putem îndeplini condiția care Hristos o pune Bisericii. Noi trebuie să fim uniți și trebuie să avem pe orizontală uh, un. Uh, să fim pe orizontală în, în bine cu frații noștri. Iar apoi vom putea să fim și în verticală cu Dumnezeu împăcați. Dacă noi nu putem să ne unim cu unii din frații sau din surorile noastre, dacă noi nu putem să ne rugăm împreună pentru aceleași cauze, pentru că în gândul nostru spunem că da, bine, acum ne rugăm pentru cauza aceasta, dar în alte puncte noi nu suntem de o părere, dacă nu putem să avem dragoste aceasta între noi și suntem dezbinați de anumite lucruri, atunci noi nu putem să, să luptăm lupta aceasta bună împreună. Și de aceea spune aici, îngăduiți-vă unii pe alții. Iertați-vă unii pe alții. îmbrăcați vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Lucrurile acestea sunt nevoie în biserică și lucrurile acestea ne le dă Duhul C Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea este nevoie ca să-l căutăm pe Dumnezeu, să căutăm să trăim în lumină, să căutăm să împlinim poruncile Lui, ca să putem să avem cum spune aici versetul 7, iertarea păcatelor. Iar apoi spune în versetul 9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. S-a vorbit și săptămâna trecută și despre mărturisire și este un lucru important, dar trebuie relația noastră cu frații să fie corectă. Eu cred că degeaba mă duc și mă mărturisesc Domnului dacă eu sunt certat cu, cu cei din jurul meu, știu că nu spun lucruri noi, nu spun nimic nou aici, pentru că s-a mai spus de atâtea ori. S-a mai amintit și de versetul acela unde spune că lasă-ți darul la altar și du-te de împacă, te întâi cu fratele tău. Este nevoie de lucrurile acestea. Și dacă împlinim lucrurile acestea, atunci în viața unui credincios nu ar mai trebui să fie păcat, nu este așa? Și totuși suntem oameni. Totuși greșim, mai păcătuim, mai cădem, dar pentru punctele acestea, pentru momentele acestea în viața noastră, unde avem slăbiciuni, unde cădem, unde greșim, Ioan ne aduce aici la cunoștință și spune în capitolul 2, primele două versete, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl Un mijlocitor, pe Isus Hristos cel Neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Dragi frați și surori, aș vrea ca să ne rugăm tot mai mult și să ne luptăm pentru unitatea bisericii, să ne luptăm ca chiar dacă suntem diferiți, chiar dacă poate că în unele lucruri nu gândim toți la fel, Domnul să ne umple de dragostea Lui, și să putem cu toți împreună, în unitate, să luptăm lupta cea bună, să luptăm ca să câștigăm premiul alergării, să luptăm ca să putem merge pe cale înainte, că și doar așa ne vom putea întâlni în ceruri cu Dumnezeu și doar așa vom putea avea parte de promisiunile acestea lui Isus Hristos. Amin.